Dispeceratul, lift service. De ce adresa? La ce etaj? Vocea lui Petru Nicola se aude în receptor ori de câte ori un locuitor al Chișinăului rămâne blocat în lift și sună la numărul de telefon afișat în cabină. Adică destul de des, nici nu e de mirare, deoarece 90% din lifturi au terminul de exploatare depășit, unele având aproape jumătate de veac. Ar trebui schimbate cam toate ascensoarele din blocurile ridicate până la Independență, recunosc responsabilii. Doar că problema nu a fost niciodată abordată în ansamblu. Așa se face că nimeni acum nu se mai încumete să spună clar cât de sigure mai sunt lifturile moștenite din perioada Uniunii Sovietice. Lifturi care, cum au obosit deja să susțină specialiștii, sunt de mult învechite moral și fizic. Primărie prinela reșenie că acază nam să пора начинать заменять, производить замену лифтов, потому что лифты уже, значит, действительно за 40 лет не работают. И сейчас жильцы все звонят, значит, вот давайте нам поменяйте, давайте нам поменяйте, значит, о, мы вот там, мы завтра подожгем этот лифт, потому что, значит, там, не надо, говорю, вы совсем не будете, значит, вам надо подниматься, значит, объясняешь им, значит, там. Ну, в принципе, люди хотят, чтобы лифт работал, и правильно, лифт должен, он специально создан и смонтирован в доме, чтобы оказать помощь людям. În acest an, Primăria Capitalei și-a propus să înlocuiască 37 de ascensoare. Instalarea unui lift nou va costa jumătate de milion de lei. Cea mai ieftină soluție, cum cred autoritățile, ar fi așa numitele lifturi sociale produse în Belarus. În total însă, există peste 2000 de lifturi bune de aruncat. Pur și simplu, vedeți, posibilitățile bugetului municipal sunt cele care sunt. Din cele ce era posibil, se alocau, pentru că știți totdeauna cu deficitul bugetului în primărie. De aceea, anul acesta, să zicem așa, asta e primul pas care a fost făcut, un pas, cred că, pentru întreprinderea noastră, un pas mare și bun, că o să avem, practic, un an de zile de lucru. Până să fie instalate lifturi noi, sunt reparate iar și iar cele vechi. Pe parcursul a câteva minute, discuția noastră cu Petru Nicola a fost întreruptă nu odată de oameni care semnalau încă un ascensor blocat. Dispeceratul Это по какому адресу? Алло, адрес? Ну что 13-й? Адрес мне скажите. Адрес. Не 13-й для меня это ничего не значит. Адрес скажите, пожалуйста. De starea celor aproximativ 2700 de ascensoare deservite de întreprinderea Lift Service au grijă 62 de electromecanici. Printre ei și Stepan Talasimov, care muncește în sectorul Rășcani al capitalei de aproape 40 de ani. Ziua de azi am 36 de ascensoare. Și napărnicul are tot 30, așa, noi l-am așa undeva, 30, 27, 28, noi așa suntem aici la Rășcanovca care lucrăm. Înainte, câte ascensoare aveți și omul? E tare, este diferența, că noi înainte, la doi mehanici, avem 12 lifturi. Azi, singur, vezi că eu am puțin lifturi, dar sunt care are 40, 50, 60. N-avem încă tron. Viața ne pune. Că dacă eu am să am azi bizeu de azi 12 lifturi, eu n-am să am și hrăni familie. Ați înțeles? De asta am noi. Și una. A doua, n-avem specialiști? Nu vin. Aici ne lucrează și s-a dus unul, hai, luați. S-a dus a doua, hai, luați. Pe ziua de azi, și specialiști. Mulți? Iar așa e mai puțin lifturi. Faceva undeva, nu n-am tras atâta atenție. Dar de 8 noi ne stăruim să facem tot lucru cum se cade. Anual încă 4-5 electromecanici învățăm la centru de instruire. Acum am făcut contract începând cu 2018 cu școala profesională numărul 10. Acolo să fie gătiți, pentru că centrul de instruire, în principiu, acolo jumătate de azi gătește electromecanicul, dar asta e foarte puțin. Pentru că în ziua de astăzi, electromecanicul trebuie să posede ca, să fie ca mecanic, să fie ca electrician și să fie ca electronist. Ascensoare, toate acum pe bază la procesoare, el trebuie să știe, să, nu pur și simplu să controleze altfel. De ce?
Vin tineri, dar nu în așa măsură. Lipsa specialiștilor bine instruiți care ar face față unor tehnologii mai noi este așadar o altă problemă cu care se confruntă întreprinderea Lift Service, dar și companiile private din domeniu. Cum un lift nou poate da uneori mai multe bătăi de cap decât unul vechi, s-a văzut bună oară de Crăciun, când 5 copii au rămas blocați într-un ascensor din Chișinău timp de 6 ore. Pentru că mecanicii n-au putut debloca liftul, au intervenit salvatorii cu utilaj de descarcerare. De ce s-a ajuns totuși la o astfel de stare de lucruri? A spus, asta depinde de bugetul municipal, Consiliul Municipal. Surse finanțare n-ajunge totdeauna. Sunt lifturi care trăiesc pe inițiativa noastră, cum am vedere, că e cu gata, dar noi ne stăruim și starea tehnică ideală. Nu ideală, normal, să spun și... Chimimetorului, cât trage el, dar așa el, uitați-vă, el e din... 1986. Și el noi ne străim cât are el acolo. 32 de ani. Și ne uităm să și în diopște motorile astea e, o leacă sunt mai altfel. Păi la 30 de ani normal că s-o leacă. Da, că o leacă sunt mai noi. Sunt lifturi care sunt din 60, 79, așa ia. Acele sunt mai vechi și motorile acele sovietice și alea că nu sunt așa. Un motor de 30 de ani ar fi considerat mai nou. Nu, așa noi socotim. Noi socotim că 30 de ani el e nou încă la noi. Sunt știi 40, acele de cu, dar acele de cu sunt vechi de acolo și de cu sunt reparate, nu odată. În alte localități, situația este și mai proastă decât în Chișinău. În Strășeni, de exemplu, un oraș situat la 20 de kilometri de capitală, oamenii care locuiesc în blocurile cu 9 etaje spun că n-au mai folosit ascensorul de la începutul anilor 90. Как заселились мы в этот дом? Был лифт, было хорошо все. В 90-е годы это все разрушилось, все растащили, все вытащили. Осталась одна шахта пустая и все. Нам, пожилым людям, тяжело подниматься на 8-9 этаж. Особенно, когда с продуктами идешь. Да даже и так, без продуктов идешь, уже здоровье не то, чтобы подниматься вверх. Уже и так идешь по улице, и бывает, что тяжело. А подниматься на такие этажи вверх не очень тяжело. На нижних этажах, может быть, еще как-то более-менее. 28 лет без лифта вообще? Да, да. Вот так мы и мучаемся. Никто на это не обращает внимания. А вы попробовали поговорить с примарией? Я лично никуда не ходила, не знаю за остальных как. Люди ходили, спрашивали, но они очень большую сумму говорили, где-то... 20 тысяч, что ли, надо улаживать. 20 тысяч с квартиры? С квартиры, да, чтобы сделать этот лифт, чтобы он действовал. Ну, 20 тысяч – это непостижимая сумма. Если я получаю 1200, то где мне такие деньги взять? Это вообще бессмысленно даже говорить. Am mers în toate blocurile cu 9 etaje din Strășeni în speranța că vom găsi măcar un lift funcțional. Și am găsit două lifturi ce funcționează pentru că locatarii au pus mână de la mână și le-au reparat. Unul dintre ele nu mai pornise de... Atunci când prin Strășeni strângea lumina și când dădea, că nu dădea și permanent de om în lift și trebuie să chemi să-l scoată și mai scurt tot hotărât să-l închidă. Și așa și l-a închis, bun închis. Și așa au stat vreo 20 de ani? Da. De atunci când la război la Pinstrovi. Și de când l-ați pornit? E când am înainte, am de anul nou. Eu, ca tare, nu mă... Deci că dacă am să mă bag în tărâța, să mă mănânc și porcii, că așa i-am spus la comohoz, că m-am dus.
Ce înseamnă asta? Cum eu plătesc bani și v-am dau vouă și apoi plătesc tot vouă? Măcar lăsați-i folosim de banii care noi i-am dat și pe urmă ne-ați scoate din noi. Ce vrea să spună Pantelimon Sârcu e că s-a simțit furat de 2500 de lei bani cu care a contribuit la repararea liftului. Bărbatul zice că nu-i convine să plătească și întreținerea lunară a ascensorului de către serviciul comunal local, dar și lucrările de reparație. Dacă s-ar aloca, să zicem, o fi o programă de stat, să loc surse naționale la guvern sau programe cu investiții, atunci ar fi altceva. Ar fi, dar n-avem de unde să știm, pentru că până în prezent nu a fost propusă nicio soluție pentru problema tuturor celor câteva mii de lifturi uzate din Republica Moldova.